seara, sunt Tatiana Andrieș și m-am decis că după o zi extenuantă, totuși să fac un tutorial în seara aceasta. Pornind de la această floare pe care am făcut, această floare decorativă, pentru care am făcut tutorial ceva timp în urmă, m-am gândit să realizez un colier. Mai întâi și mai întâi am făcut acesta, însă mi s-a părut un pic cam simplu, un pic cam lipsit de culoare. De aceea am decis să fac un tutorial cu mai mult sau mai puțin același mod de lucru, însă un pic mai bogat. Pentru aceasta voi folosi firul de macrame numărul 5, firul de Scoția, de culoare, două nuanțe de roz, și apoi vom avea nevoie și de culoarea verde. În funcție de culorile pe care le puteți folosi pentru a face floarea, veți folosi și culoarea verde. Dacă culorile sunt un pic mai palide, puteți pune un verde un pic mai puternic. Depinde de dumneavoastră, de modul în care vă place să lucrați. Nu este obligatoriu să lucrați aceleași culori pe care le lucrez eu. Deci, cum vă spuneam, vom avea nevoie de firul de macrame, vom avea nevoie de mărgeluțe. Acestea mici au o dimensiune de o jumătate de centimetru, iar acestea mari au un diametru de un centimetru. Apoi vom avea nevoie de aceste accesorii cu care putem să închidem colana. Vom avea nevoie de un pic de lipici lichid, vom avea nevoie de ac cu ață, vom avea nevoie de foarfece, apoi vom avea nevoie de croșete. Pentru cine nu reușește să pună mărgeluțele, și aici mă refer la doamnele începătoare, pentru cine nu reușește să pună mărgeluțele cu croșetul, poate folosi firul cu ață. Acest croșet are dimensiunile de 0,75, iar croșetul cu care vom lucra are dimensiune de 1,75, vechiul meu croșet. Apoi, bineînțeles, vom avea nevoie de foarfece. Și apoi, bineînțeles, vom avea nevoie de un pic de răbdare, un pic de atenție pentru a reuși să efectuăm această lucrare. Voi începe cu acest roz un pic mai deschis și voi face un cerc magic, un pic mai lărguț, un pic mai mare. În cercul magic voi începe lucrând un număr de 3 ochiuri de lanț. Acestea vor ține locul unui picioruș dublu. Deci, vom începe lucrând piciorușe duble. Am unul, al doilea și al treilea ochi de lanț care ține locul unui picioruș dublu. Apoi iau firul odată pe croșet, voi intra în cercul magic și voi face al doilea picioruș dublu. În felul acesta vom lucra un număr de 24 de piciorușe duble. Vreau să, în timp ce lucrez, vreau să vă spun că cer scuze că nu reușesc să răspund la mesajele pe Messenger. Pentru că ar trebui să stau toată ziua cu telefonul în mână. Așa cum știți, eu am și un serviciu care mi ocupă toată ziua. Cine nu știe, lucrez ca și badantă. Știți foarte bine că acest tip de lucru este foarte impeniativ, mai ales în momentul în care ai în îngrijire o persoană care are mai mult de 90 de ani.
De aceea zilele mele sunt foarte, foarte încărcate. De aceea tutorialele de obicei eu le fac dimineața foarte devreme, dar mâine voi avea o zi foarte ocupată, de aceea am decis să lucrez în seara aceasta. Dar faptul că nu vă răspund pe Messenger nu înseamnă că nu vă consider, doar că mi lipsește timpul. Și după cum vă spuneam, uneori foarte târziu când termin serviciu, reușesc să intru pe grup să văd lucrările pe care le expuneți, bine, pe care le prezentați. Bineînțeles, acum sunt puține lucrări, știu că sunteți foarte ocupate și dumneavoastră acasă cu lucrul la câmp, cu tot ceea ce este de făcut. Vă voi saluta pe această cale pe toate, pe fiecare dintre dumneavoastră și nu voi uita nici de doamna Rica din Los Angeles, care mă urmărește, nu voi uita nici de Andreea, nici de Margareta din Anglia, care mă urmăresc, nu voi uita nici de celelalte doamne din Portugalia și din Franța, care mă urmăresc. Eu vă mulțumesc tuturor, atât pentru aprecieri. Voi saluta și pe Mouna Mezni din Tunisia. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți alături de mine și sper să ajung acea perioadă în care voi avea foarte mult timp la dispoziție să mă ocup de tutoriale și de tot restul. Între timp, mulțumesc administratorilor care mă susțin, Sido, Mara, Gabriela, care sunt alături de mine și mă ajută în a duce mai departe, mai ales grupul. 2, 6, 8, 10. 18, 19, 20. Sper că am numărat bine, voi număra încă o dată. Deci avem nevoie de 24 de piciorușe duble. Eu le voi număra din nou. Am lucrat cu exactitate 24 de piciorușe duble. Acum voi închide acest prim rând în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Îl voi închide cu fir alunecat. Cine a urmărit celălalt tutorial pentru floarea mare, îi va fi foarte ușor să o lucreze pentru că deja știu pașii care trebuie făcuți. Acum, eu voi face un număr de 6 ochiuri de lanț și avem. Am făcut unul aici la început, acela nu-l vom număra. Deci avem 2, 3, 4, 5 și 6. După care voi sări două piciorușe din rândul anterior, voi intra în cel de-al treilea picioruș, voi face un picioruș scurt, după care voi continua lucrând. 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Din nou voi sări două piciorușe din rândul anterior, voi intra în cel de-al treilea, voi face un picioruș scurt și voi continua. Vom continua în felul acesta, de jur împrejur, și vom obține un număr de 8 astfel de arcuri formate de 6 ochiuri de lanț. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am executat cele 8 arcuri formate din 6 ochiuri de lanț. Acum voi închide rândul în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Scuzați dacă uneori mă exprim greșit, așa cum vă spuneam, sunt foarte obosită după o zi de muncă. Acum voi intra în corespondența primului arc format din cele 6 ochiuri de lanț și voi lucra pentru început. Un picioruș scurt, un ochi de lanț, 4 piciorușe duble.
Deci am luat odată firul pe croșet și am lucrat un picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu. Acum voi face două ochiuri de lanț, după care voi face din nou patru piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, un ochi de lanț și un picioruș scurt în interiorul aceluiași arc. Astfel am format prima petală, după care vom intra în interiorul celui de-al doilea arc format din ochiurile de lanț și voi face din nou un picioruș scurt, un ochi de lanț, patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, două ochiuri de lanț. Dacă nu avem loc suficient, vom împinge un pic piciorușele. Apoi voi continua din nou cu patru piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, un ochi de lanț, un picioruș scurt. După care ne vom deplasa în următorul arc format din ochiurile de lanț și vom repeta. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Noi ne vom întâlni aici la capăt. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimul picioruș scurt. Acum voi intra în corespondența piciorușului scurt din următoarea petală și voi face un picioruș alunecat, un ochi de lanț, voi intra în corespondența următorului picioruș, voi face un picioruș alunecat, un ochi de lanț, în corespondența următorului picioruș, voi face un picioruș alunecat, un ochi de lanț. Lucrând în felul acesta, vom dau un pic contur petalelor noastre și atunci vom pune mai mult în evidență frumusețea acestor petale. Deci, un ochi de lanț și un picioruș alunecat vom face până în corespondența acestor două ochiuri de lanț care separă cele patru piciorușe scurte. Aici vom face două ochiuri de lanț, două piciorușe scurte, scuzați, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe scurte. Deci în corespondența celor două ochiuri de lanț. Apoi din nou vom continua. Un ochi de lanț, un picioruș alunecat în corespondența primului picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș alunecat. În felul acesta, noi vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Vreau să termin prima petală, să vă arăt cât de frumos se prezintă. Și chiar dacă la început vi se va părea un pic dificil, mai ales pentru doamnele începătoare, odată ce veți lucra această floare, veți vedea că este foarte ușor în realitate. Nu este deloc greu. Aici, în mijloc, vom face un picioruș scurt, deci între petale, și voi continua. Un ochi de lanț, un picioruș alunecat. Și uitați-vă cât de frumos vine pusă în evidență petala. Eu sper foarte mult că se vede bine. Noi vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Însă, din nou, vreau să vă atenționez că în arcul format din cele două ochiuri de lanț care separă piciorușele duble, vor veni lucrate două piciorușe scurte,
două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe scurte. Deci, așa cum spuneam, ne vom întâlni și la capătul acestui nou rând și vom continua floarea. Eu mă opresc aici. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi încheia aici, în mijloc, voi face un picioruș alunecat și voi tăia firul. Picioruș alunecat care nu vrea să iasă acum. Așa. Voi scurta firul, după care vom închide lucrarea. Și ceea ce ne-a rămas, capătul de fir, îl vom ascunde undeva aici în spate. Deci, fie cu croșetul, fie cu acul, veți ascunde acest capăt de fir, după care îl vom scurta. Pot să vă asigur că acest model de colier nu îl veți găsi nicăieri. Este fructul imaginației mele, deci așa cum vă spuneam, am pornit de la acea floare pe care, mare pe care deja am lucrat-o, iar apoi mi-am lăsat un pic fantezia să lucreze. De aceea vă spun că nu veți găsi nicăieri acest model. Capătul de fir îl punem deoparte pentru că ne va folosi când vom lucra jucăriile amigurumi pentru umplerea jucăriilor. Acum voi lua acest roz, culoare mai închisă. Voi face un prim ochi de lanț în felul acesta. Voi întoarce pe dos lucrul și începând cu cel de-al doilea picioruș din mijlocul din cele 24 pe care le-am făcut. Deci voi face mai întâi un număr de 7 7 ochiuri de lanț. Voi prinde pentru puțin și capătul de fir, în felul acesta îi voi da un pic de stabilitate. Așa, de acum îl voi abandona, acest capăt de fir. Am făcut 3 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6 și 7. Acum, voi întoarce lucrul pe față și voi intra în corespondența, deci vedeți, am intrat deja în prima petală. Voi intra în corespondența celei de-a doua petale, din nou, în cel de-al doilea picioruș dublu. Voi face un picioruș scurt, urmat de alte 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum, din nou, vom întoarce lucrul pe dos și voi intra din nou în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din următoarea petală și voi face un picioruș alunecat. Și din nou 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom lucra astfel în zigzag. Vom intra în următoarea petală în corespondența celui de-al doilea picioruș. Voi face un picioruș scurt, deci pe față întotdeauna vom face un picioruș scurt, pe dos vom face un picioruș alunecat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi întoarce lucrul și voi intra din nou în
corespondența celui de-al doilea picioruș din următoarea petală. Astfel vom face din nou acel număr de 8 arcuri, să le spunem, formate din 7 ochiuri de lanț. Piciorul alunecat, 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom întoarce lucrul pe față. Vom intra în corespondența următoarei petale și veți vedea de ce lucrăm astfel în zigzag. Pentru a pune în evidență doar o parte din petalele florii. Aici vom face un picioruș scurt. Întotdeauna pe față un picioruș scurt. 2, 3, 4, 7. Iar pe dos vom face un picioruș alunecat. Deci vom sări din petală în petală. Și vom face aceste 7 ochiuri de lanț. Imediat vom ajunge și la capătul rândului și vom continua. 3, 4, 5, 6, 7. Felul acesta, piciorul scurt, 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi întoarce lucrul pe dos și voi închide acest nou rând în corespondența primului ochi de lanț pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Voi face din nou, de data aceasta un pic mai dificil, însă voi face un picioruș alunecat. Așa, am ajuns la capăt. Acum, voi intra în corespondența primului arc și voi face un picioruș scurt. Urmat de un ochi de lanț, după care voi lua firul odată pe croșet și voi face picioruș dublu. Voi face un număr de 7 piciorușe duble. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț. Voi împinge un pic piciorușele pentru a avea destul loc. După care voi continua cu alte 5 piciorușe duble de data aceasta. Nu vor mai fi 7, vor fi doar 5. 1, 2, 3, 5, un ochi de lanț și un picioruș scurt. După care voi intra în corespondența următorului arc. Voi face un picioruș scurt, voi repeta din nou același un ochi de lanț, 7 piciorușe duble. Repet din nou pentru că și doamnele începătoare care doresc să lucreze, să poată vedea exact, 3, 4,
spuse. Șapte, două ochiuri de lanț. Am văzut că anul acesta chiar și marile case de modă prezintă foarte mult haine croșetate. Acum voi continua cu 5 piciorușe duble. De lanț și un picioruș scurt. Și am terminat și cea de-a doua petală. Dacă veți auzi ceva zgomote ciudate, nu vă speriați, este bătrâna mea care doarme și când doarme are obiceiul de a face sunete un pic stranii. Și în felul acesta vom continua de jur împrejur și vom lucra toate cele 8 arcuri formate din 7 ochiuri de lanț. Astfel vom pune în evidență 4 din petalele roz. Noi vom continua să lucrăm singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut și ultimul picioruș scurt din ultima petală. Acum voi intra aici undeva în mijloc și voi închide lucrarea. Deci în mijloc spațiu dintre petale. Voi scurta firul. Voi închide lucrarea. Voi ascunde firul în spate. Dumneavoastră, dacă nu reușiți să o faceți cu croșetul, repet, din nou, puteți să o faceți cu acul, însă cred că vă este mult mai ușor cu croșetul decât să stăm să punem firul în ac și, bine, cine vede, mai ușor nu sunt probleme. Noi care suntem un pic mai bătrâni și purtăm ochelari, un pic mai greu vedem să punem firul în ac. Acum voi scurta și acest fir. Ceea ce ne-a rămas de făcut este să fixăm mărgeluța pe mijloc. Vom fixa mărgeluța cea mare. Așa cum vă spuneam, are un diametru de 1 cm. Mărgeluța noastră este destul de mare, însă vroiam să vă arăt modul în care s-au pus în evidență aceste patru petale ale florii. Vedeți ce frumos se prezintă? Acum aici în mijloc eu voi atașa mărgeluța, voi strânge un pic mai mult cercul magic, voi intra cu croșetul și voi încerca să introduc mărgeluța. Scoate firul în față. Așa. Sper să o fac din prima. Așa, să prind bine firul. De aceea vă spuneam că doamnele care nu reușesc să o facă cu croșetul, pot foarte bine să facă cu acul această lucrare. Așa. Eu am introdus cu croșetul. Acum cu acest alt croșet voi scoate firul afară, în spate.
și îl voi fixa. Astfel voi da stabilitate perlei în mijlocul lucrării, forma mijlocul florii noastre. Uitați-vă felul acesta. Iar acum voi ascunde aici firul în spate. Cu siguranță perla va sta la locul ei. Face din nou pasaj pentru a da stabilitate firului. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce lucrez, ceea ce vă prezint. Înainte de a face un tutorial, mă orientez foarte mult să văd ceea ce este pe alte canale de YouTube, pentru că nu aș vrea să fac copii, să am probleme. Uitați-vă ce frumoasă este această floare. În felul acesta, de data aceasta, noi vom lucra două flori. Deci vom face două, bineînțeles, între timp eu am făcut-o și pe cea de-a doua. Partea următoare. Acum vom da deoparte croșetul, foarfecul, vom lua din nou culoarea roz deschis. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră puteți folosi nuanțele pe care le doriți. Puteți lucra și în nuanțe de roșu și în nuanțe de mov și din nou voi face un cerc magic. În interiorul acestui cerc magic voi face pentru început un ochi de lanț, primul ochi de lanț, după care voi continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț, apoi voi intra în cercul magic și voi închide totul cu un piciorușa alunecat. După care voi face din nou 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voi intra din nou în cercul magic, voi închide totul cu un picioruș alunecat. În felul acesta vom continua și vom face 12 astfel de segmente, să le numim, formate din 7 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7. Și acum voi intra în cercul magic și voi închide totul cu piciorușa alunecat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intru în cercul magic, închid totul cu piciorușa alunecat. Deci, așa cum vă spuneam, eu am deja patru astfel de arcuri. Trebuie să formăm un număr de 12. Noi ne întâlnim după ce am lucrat aceste 12 arcuri de câte 7 ochiuri de lanț. Am lucrat cele 12 arcuri formate din 7 ochiuri de lanț. Voi strânge bine cercul magic și apoi voi intra cu piciorușa alunecat în corespondența primului arc. Deci voi ajunge în partea de mijloc. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul lanț format din
cele șapte ochiuri și voi face un picioruș scurt. Apoi din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 3, 4, 5, voi intra în următorul arc și voi face un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, voi intra în următorul și voi face un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra întreg rândul. 4, 5. Vom crea o mică floare, nu atât de mare ca celelalte două, pentru că aș vrea ca cele două să iasă în evidență. Ele sunt partea cea mai importantă și de aceea am inventat un pic acest 2, 3, 4, 5, acest mod de a crea o floare mai mică. 1, 2, 3, 4, 5. Așa cum vă spuneam, acest model de colier nu-l veți găsi nicăieri. 1, 2, 3, 4, 5. Deci cu aceste 5 ochiuri de lanț vom intra mereu în următorul arc format din cele 7 ochiuri de lanț și vom face un picioruș scurt până când vom ajunge la capătul acestui rând. Mai avem un pic, 3, 4, 5. Vom termina acest rând și veți vedea ceea ce urmează. Nu este greu, este foarte ușor. 1, 2, 3, 4, 5. Chiar și pentru o păpușică de pus la gât este foarte frumos un astfel de colier. Mai ales cel pe care l-am făcut primul pentru început. Deci am ajuns aici în corespondența ultimilor 5 piciorușe, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi închide în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Voi închide cu piciorul alunecat, după care voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi intra în mijlocul acestei petale, să-i spunem, din 5 ochiuri. Voi face din nou 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în mijlocul celei de-a doua petale. Voi închide cu piciorul scurt. Voi face 1, 2, 3, 4, 5. Întorc lucrul și mă întorc din nou în mijloc. Voi face un piciorul scurt. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în cea de-a doua, voi face un piciorul scurt, 1, 2, 3, 4, 5, voi întoarce lucru și voi intra din nou aici, în prima secvență, să o numim așa, 1, 2, 3, 4, 5. Vom intra în cea de-a doua secvență. În felul acesta vom lucra în funcție de cât de lung dorim să fie colierul. Deci acum va fi nevoie ca dumneavoastră, în funcție de lungimea pe care doriți să lucrați exact cât considerați că este necesar.
felul acesta. Vedeți? Din nou. Deci mereu 5 ochiuri de lanț. Vom întoarce lucrul, vom intra în mijloc, vom face picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul, face picioruș scurt. Vedeți? Astfel formăm partea care va închide apoi colierul. Ați văzut modul în care lucrez. Vom lucra singure. Și acestea va fi nevoie să facem două bucăți, deci două astfel, lungimea în funcție de cum doriți dumneavoastră. Noi ne întâlnim când vom termina de lucrat aceste două porțiuni. Am lucrat lungimea de care am considerat că am nevoie. Acum, deci am închis lucrarea. Cu croșetul mă voi deplasa cu firul înspre mijlocul acestor două lanțuri de câte 5 ochiuri. Și acolo voi fixa partea care va închide colierul. Eu o parte am pregătit-o deja. Am ajuns aici în mijloc. Și fie cu acul, fie cu croșetul, veți atașa. Vom atașa această parte. Voi introduce firul în felul acesta și apoi voi da stabilitate cu croșetul. Intră o dată, iar pe spatele lucrului voi întări, voi intra din nou cu croșetul. Așa cum vă spun întotdeauna, dumneavoastră puteți lucra chiar și cu acul, pentru că în felul acesta veți da mai multă stabilitate lucrărilor. Eu ceea ce fac în mod demonstrativ, în modul în care dumneavoastră să puteți învăța modele noi, modele pe care nu le puteți găsi, așa cum vă spuneam, pe alte canale de YouTube. Încerc întotdeauna să fiu corectă, să nu fiu în competiție cu nimeni. De aceea, așa cum am spus și de alte ori, ceea ce lucrez eu este strict pentru canalul meu de YouTube și pentru grupul de Facebook. Dacă cineva dorește să distribuie în alte părți lucrările, nicio problemă. Însă, tutorialele, după cum știți, fiecare grup are liderul său și fiecare își lucrează tutorialele lui. Acum voi introduce aici la mijloc mărgeluța. Sper să nu-mi dea probleme, pentru că aceasta are gaura mult mai mică decât mărgeluța mare. Dar am reușit. Așa, vom da stabilitate și acestei mărgeluțe. Din nou cu croșetul, o vom fixa. Sperăm să stea la locul ei, să nu facă probleme, pentru că
scoatem un pic și terminăm colierul. Da, suntem bine, bine plasați. Voi închide din nou totul cu croșetul. Acest colier puteți să-l executați în modul cel simplu pe care vi l-am prezentat la început, chiar și pentru păpușile amigurumi pe care le lucrați. Floarea singură poate fi o frumoasă mărturie pentru botez. Voi scurta acest fir. Felul acesta. Și acum vom atașa această parte florii principale. După cum vedeți, eu cealaltă am pregătit-o deja. Voi intra undeva aici în mijlocul unei petale. După care voi intra, vedeți, pe spate, în corespondența vârfului petalei roz. Și o voi coase aici. Îi voi da un pic de stabilitate. Felul acesta. După care, din nou, cu acul, mă voi îndrepta către următoarea petală roz, de la floarea mare. Voi trece pe aici, prin spate, felul acesta. Nu se va vedea firul. Mă voi îndrepta din nou către vârful acestei petale. Vedeți, încet, încet ajungem aproape de final. Deci am ajuns în vârful acestei a doua petale de pe spatele florii mari. Iar aici voi atașa. Voi lăsa liber unul dintre aceste arcuri și deci am atașat primul, al doilea va rămâne liber, voi intra în cel de-al treilea arc și voi atașa această parte florii principale. Voi intra din nou cu acul pentru a-i da stabilitate, după care pe spatele lucrului voi ascunde firul. Această parte, în mod obligatoriu, trebuie să o facem cu acul. Sper ca totul să se vadă bine, pentru că mi-ar părea rău să nu puteți vedea ceea ce fac. Vă reamintesc că aceste tutoriale le puteți vedea și la televizor, bineînțeles, la televizor ecranul fiind mult mai mare, veți vedea mult mai bine, mult mai detaliat. Deci așa am făcut și
cea de-a doua parte. Acum urmează să dăm forma finală colierului. Acest colier se va numi Margareta. Margareta este pentru tine, chiar dacă nu este floarea care te reprezintă. Știu că floarea ta este chiar Margareta, însă vreau să poarte numele tău. Margareta este o prietenă de foarte mulți ani, de care nu mai știam nimic. Ne-am întâlnit datorită Facebook-ului, ne-am reîntâlnit. Așa. Acum, pe canalul meu de YouTube, din Tainele Croșetului Irlandez, veți găsi acest model de frunză. Este foarte ușor de executat. Mi-a făcut plăcere când am citit un comentariu de la o doamnă care mulțumea și spunea de foarte mult timp doresc să știu cum se lucrează aceste frunze. Acolo veți găsi modul în care se pot lucra aceste frunze. Eu am lucrat deja frunzele. Dumneavoastră puteți intra pe canal și cu siguranță veți găsi. În cazul în care nu găsiți tutorialul, vă rog să mi scrieți și eu îl voi redistribui pe pagina grupului. Voi pune frunzele în două, după cum vedeți, și le voi uni, pornind din mijlocul frunzelor. Le voi uni între ele pentru, nu știu, vedem, 5-6 piciorușe scurte, în felul acesta. Dumneavoastră veți uni atât cât veți considera necesar. Eu am deja 3 piciorușe scurte, 3. Cred că așa ar fi bun, dar mai fac un picioruș, două. Șapte. Deci am făcut un număr de 8 piciorușe scurte pentru a uni frunzele între ele. Acum voi închide. Vedeți? Voi ascunde firul pe dos. Da, îmi place cum a ieșit, se vede bine. Voi ascunde firul aici undeva, deoparte, așa cum v-am obișnuit. Voi face cu croșetul. Voi scurta și acest capăt de fir care este în plus. Acum, va fi funcție de cum doriți dumneavoastră.
fie veți spune 4 frunze, fie veți spune doar 2. Eu cred că voi pune doar 2. Voi fixa în modul în care îmi place. Așa și așa. Cred că așa le voi fixa. Și cum le voi fixa? Eu voi pune un pic de lipici lichid. Dumneavoastră, dacă doriți, le puteți scoase cu acul. Eu voi pune lipiciul lichid, că le va da mai multă stabilitate și vrea să iasă, ba da, iese. Acest lichid este foarte rapid, lipește imediat. Sper să nu ajungă la fața de masă. Așa, am pus din abundență, după cum ați văzut. Iar acum voi lua prima floare, după cum vedeți, și voi atașa aici pe frunză. Nu o voi acoperi de tot. După care voi atașa și cea de-a doua parte. Asta voi ține totul presat. În modul să se creeze aderență necesară. Și uitați-vă că colierul nostru este gata. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat în această seară. Este deja miezul nopții, este foarte, foarte târziu. Se prezintă foarte frumos, uitați-vă. Celălalt simplu se prezintă în felul acesta. Eu sper să vă placă. În cazul în care nu ați înțeles ceva, vă rog foarte mult să scrieți pe canalul de YouTube. Eu vă voi răspunde, vă voi da indicațiile necesare. Oricum, mie mai mult îmi place acesta în două culori. Aici cu galben ieșea prea mult, era prea strident acest galben în între culorile pe care le-am folosit. Vă rog să lăsați un comentariu, un like la lucrările pe care le execut pentru dumneavoastră, pe care vi le prezint cu mare drag. Sunt Tatiana Andrieș, ne vom reîntâlni cu un nou tutorial, la fel de interesant, poate ca și cele de până acum. Vă doresc noapte bună, chiar dacă voi încărca mâine dimineață tutorialul, azi dimineață de fapt, că este deja miercuri. Vă doresc noapte bună, somn ușor, spor în tot ceea ce faceți și vă aștept în cazul în care nu sunteți încă înscrise pe canalul de YouTube. Aștept să vă înscrieți, pentru că totul este gratuit. Puteți viziona un tutorial ori de câte ori aveți nevoie. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. La revedere!